No, salutare fraților, ce faceți? Este Scaro și astăzi vreau să începem o nouă serie de Minecraft în care eu voi învăța să mă joc Minecraft de la zero și dacă voi, de exemplu, nu v-ați jucat Minecraft niciodată sau dacă v-ați jucat foarte puțin Minecraft, eu vă voi învăța pe voi cum să vă jucați și care sunt bazele jocului cum ar veni, da? Țineți cont că și eu învăț oarecum deodată cu voi, adică eu m-am mai jucat Minecraft, dar acum mult timp nu m-am jucat versiunile astea noi de Minecraft, deci învățăm de la zero cum ar veni împreună, vă explic tot ce fac, cum fac și de ce fac. Asta e toată ideea cu survivalul ăsta. Mă aștept să aibă vreo 20-30 de episoade și eventual vom ajunge să facem câte o fermă automat pentru absolut fiecare resursă în parte. Știi, dar asta e mult mai încolo. La început ne facem o peșteră, știți voi. Asta e primul episod, deci aici probabil o să fie doar prima noapte ce faceți, prima zi. O să țin episoade scurte, 10-15 minute maxim. Așa că hai să-i dăm drumul. I-am dat aici Game Mode Survival, More World Options aici. Puteți să vă adăugați dacă vreți un bonus chest, da? E un chest care vă se spawnează chiar lângă voi la început, unde aveți niște unelte random. Poate aveți niște pickaxe-uri, poate aveți niște axe-uri, niște bețe, niște torțe, etc, niște mâncare. Dar noi nu ne jucăm cu ăla, începem pur și simplu cum ar trebui să fie Minecraft-ul. Și dăm Create New World. Hai să vedem unde dracului ne dă. No, bun, building terrain. Aici probabil merge puțin mai nașpa. Am înțeles, ne merge puțin să cădat. Văd acolo ceva plajă, pe aici niște munți. Așa, oameni faini, ne-am spawnat. Văd acolo niște oi, uai, ce perfect. Ne-am spawnat pe un fel de peni, insulă, cred că e o insulă asta. Vreau să zic peninsulă, dar nu știu sigur dacă bucata aia de pământ acolo e conectată de ceva. Văd acolo iar o mică insuliță, avem aici apă. Texture pe care l-am se numește Firewolf, seamănă cu Soartex, e foarte clean așa și smooth. Mie îmi place, nu știu, îi dă jocuri așa un feeling de ăla de nice, știi, de totul parcă e happy în jocul ăsta, chiar dacă sunt fucking skeleți și all kinds of scary things în peșteri. No, bun, primul lucru care vreți să-l faceți după ce vă spawnați, eu vă recomand să mergeți la primul copac, să dați cu mâna în el până vă intră așchi sub unghi și urlați de durere. Cam așa se treabă cu Minecraft-ul ăsta, da? Dați cu mâna, săpați, fucking săpați. Luați tot copacul, asta e o chestie care mă irită pe mine. Sunt mulți oameni care am văzut că sapă și gen nu iau ultima bucată de copac și fiindcă nu iau ultima bucată de copac, frunzele nu se despawnează. După ce te tot lemnul, frunzele încet încet pur și simplu se despaunează, dispar și din frunze e șansa să cadă saplings, da? Saplings sunt niște copaci mici care ai plantat și din ei cresc alți copaci mai mari. După ce vă faceți primul lemn, pur și simplu luați, îl puneți în inventar. Dacă țineți apăsat shift și dați click, vă craftați toate bucățile care se pot crafta, da? Ăsta e skinul meu în caz că interesează pe cineva, nu e cine știe ce, l-am luat pur și simplu de pe net, e un skin cu fire and ice, într-o parte e albastru, într-o parte e cu foc, așa, e ok. Bun, acum avem oak wood planks, da? Astea sunt plankurile. Cu astea pur și simplu facem 4 și luăm un crafting table, nu ne trebuie mai multe, doar un fucking crafting table, care îl ținem în inventar momentan și nu facem nimic cu el. Mergem să explorăm. Stai că avem oi. Foarte important, fiindcă avem oi. Deci dacă aveți oi lângă voi, foarte important să le omorâți. Așa că facem, uite așa, dacă puneți două plankuri așa, vă dă un stick. Apoi stickul ăsta, imaginați-vă, dacă nu știți să craftați, cum am învățat eu să craftez în jocul ăsta, imaginați-vă pur și simplu cum arată netele, da? Ăsta ar fi mânerul, da, două bețele, puneți unul peste altul, ăsta ar fi mânerul, iar apoi ăsta ar fi târnăcop. Are formă de târnăcop, forma asta de tâie târnăcop. Cop, să zicem. Și tot ce vă trebuie, doar târnăcopul vă faceți din lemn. Restul uneltelor nu vi le faceți din lemn, pentru că nu e eficient absolut deloc. Și acum ce vreți voi să căutați? Și acum ce vreți voi să faceți este să căutați o bucată de piatră pe undeva. Ori săpați în pământ până dați de piatră. Eu mi-au masa asta de craftat și urc pe aici să văd ce Dumnezeu o fi pacilea pe sus. Mai avem niște lemne de care o să mai luăm cu siguranță foarte curând, dar înainte să iau eu lemne, vreau să găsesc piatră. În mod normal să găsiți piatră, nu vă duceți în sus pe dealuri, numai dacă nu cumva sunt munți, pentru că găsiți doar pământ, că totuși e spedial, dar eu sper să văd ceva peșteră, știi, în care să intru pe aici, da? Uite, piatra, am găsit, perfect, perfect. Luați târnă copul și dați pe piatră până crapătătă. Uai, numai o piatră, două, trei, hai că mai avem aici. Știu că probabil unora dintre voi o să vi se pare plictisitoare seria asta, fiindcă voi știți deja Minecraft și o vă explic fiecare căcat în parte, dar sper să ajut pe cineva care nu știe cu ce să mănâncă Minecraft. Și dacă voi deja știți Minecraft, probabil o să vă ajute seria mai încolo când o să începem să facem absolut fiecare fermă automată. Așa, am tot săpat aici, am 32 de bucăți de piatră, cobblestone, dar punem crafting table-ul, punem iară mânerul și ne facem unelte, dar le facem de piatră de data asta, da? Ne facem în primul rând încă un pickaxe, da, de piatră, apoi ne facem un topor să putem să tăiem copaci mult mai repede, uitați, formă de topor, dar are sens, dacă vă uitați în poză, chiar are sens și e ușor să le memorați, da? Apoi facem și o săbiuță, fiindcă vom avea nevoie să omorâm oile alea. Puteți să omorâți oile și cu axe-ul, ar merge, nu e nicio problemă. Foarte important să nu uităm, uite, mai facem niște sticks, facem de toți
banii cum ar veni, că nu ne mai trebuie lemne momentan și facem și o lopată și așa avem toate unelte. Mie așa îmi place să le țin, sabia pe 1, lopata pe 2, toporul pe 3 și pickaxe-ul pe 4, da? Le luăm toate înapoi, ne luăm și crafting table-ul după noi și mergem să găsim oi și copaci. Uite, lemnul ăsta îmi place cum arată, așa că o să iau câteva bucăți, poate îl folosim la prima noastră căsuță. Oricum, în episodul de astăzi cu siguranță nu vom face o casă, vom sta într-o peșteră ceva, da? Cel mai important e până vine noaptea. Noaptea se pot spawna monștri peste tot, da? Apar scheleții, apar zombii și witches și endermen. Chiar dacă witches și endermen pot apărea și ziua, da? Ce trebuie să știți voi despre monștri este că ei, la lumina soarelui, cum ar veni, ard majoritatea, aproape toți monștrii ard și de-aia ziua sunteți safe. Uite, ziua când mă plimb de aici nu prea are cine sau ce să-mi facă rău. Dar, în schimb, dacă ar fi noapte, ar putea să mă omoare tot felul de scheleți și de zombii care se spawnează în continuu. Dacă vreți să nu se spawneze, dacă vă faceți o casă, o peșteră sau vreți voi să stați pur și simplu pe câmp, puneți foarte multe torțe, da, foarte multe torțe în jurul vostru și atunci nu se mai spawnează. Nu se mai spawnează în jurul vostru, dar pot veni de altundeva dacă s-au spawnat mai departe, de exemplu. Mai luăm niște lemne, că aia e chestia în Minecraft-ul ăsta, n-ai niciodată n-ai suficiente resurse, totdeauna ai nevoie de încă un lemn, de încă o piatră, de încă o ceva, de încă o altceva, știi? De aia totdeauna e bine când ați de resurse, luați-le, fraților. Știu că sunt mulți copaci aici, dar mă apuc să-i tai pe toți. Eu am văzut oile alea și exact alea mă interesează pe mine acum. Dar nu mai țin minte unde Dumnezeu erau. Oare chiar am văzut oi sau mi s-a părut? Cine știe ce iarbă o fumată asta de când stai aici pe insula asta? Care, oiță, oișoară. Cum era, bă, vin amintiți pe ciobanul ăla de pe Facebook, de era popular, de făcea reclamă la Vodafone sau la ce de Dumnezeu făcea reclamă, nu mai știu cum îl chema. Era cu câțiva ani un cioban pe Facebook care avea dita mai turma de oi. În fine, dă-l încolo, amintiri din copilărie, da? No, bun, oile, toată treaba cu oile, dropează mâncare. Vă arăt imediat ce se face cu mâncarea dacă nu știți, dar dropează lână și cu lâna aia ori vă decorați casa sau vă faceți carpetă, de exemplu, ori vă faceți pat. Și ce face patul ăla, dacă, de exemplu, acum e noapte și eu pun patul undeva pe jos și mă culc, imediat se face zi, da? Deci cum ar veni, ai dormit peste noapte. Poți să fii și pe câmp, poți să fii în peșteră, nu contează. Singura restricție e că dacă sunt mobi în jurul tău, nu te lasă să te culci, fiindcă te pot ataca monștri, știi? Dar tu, de exemplu, dacă nu vezi niciun monstru pe în jurul tău, chiar dacă ești aici în mijlocul câmpiei, pui patul jos, te-ai culcat și gata, s-a făcut zi și toți monștrii care-i vezi tu la depărtare o să înceapă să ardă. Bun, după cum vedeți, am luat niște saplings care o să le păstrăm, fiindcă mai încolo o să ne facem un fel de livada noastră. Pe E deschideți inventorul, în caz că nu știați asta. Și aici am găsit foarte mult fucking nisip. Băi, oameni faini, noi suntem blocați pe o insulă, deci ăsta e un spawn foarte de căcat, din păcate. Partea bună este că avem și sand, avem o grămadă de lemn pe insula asta, ceea ce e destul de rar. E nasol când vă spawnați pe insulă și n-aveți lemn. Și din lemn o să facem noi o barcă. No, bun, hai să punem crafting table-ul jos, mai tăiem niște copaci și ne punem pe făcut o barcă. Ca să vă faceți o barcă, vă trebuie în primul rând niște copaci, da? Vă trebuie niște wood. Wood-ul puneți, știți, faceți planks, iar apoi cu planks-urile faceți exact forma asta, ca și cum ar fi o barcă, frate. Chiar arată a barcă, adică nu aici în mijloc intrăm noi și gata, avem o barcă. Eu v-aș recomanda să faceți două în caz că se întâmplă ceva cu barca și rămâneți blocați pe undeva. Avem carne, hai să facem și un cuptor. Cuptorul faceți pur și simplu așa, umpleți tot pătratul ăsta de pietre în afară de bucata din mijloc, da? Și gata, avem cuptor. În cuptorul ăsta normal trebuie să băgați col care eliminați din peșteri, din pământ, da? Noi nu avem col, dar puteți să ardeți absolut orice e făcut din lemn. Uite, de exemplu, eu mi-ar pickaxe-ul meu vechi fiindcă nu-l mai folosesc și punem cartel ars. Și așteptăm. Și când se umple săgeata asta, bum, avem carne de mâncat. Între timp, mai facem niște unelte, fiindcă astea eventual se vor strica, știi? Și noi vrem să fim pregătiți pentru când ele se vor strica, așa că mai facem un X. Pickaxe-ul cu siguranță se va strica curând. Vei mina foarte mult, de obicei noaptea, dacă nu faci rost de un pat, dacă voi n-aveți norocul ăsta să faceți rost de un pat, tot ce vă trebuie e niște mâncare. Omorâți niște porci, omorâți găini, omorâți animale, ce animale găsiți și faceți exact cum am făcut și eu, da? Le ardem carne. Dacă nu mai aveți ce să ardeți aici, puteți să puneți chiar wood. Puteți să puneți și planks, puteți să puneți și sticks, dar cred că wood-ul e cel mai eficient. Puteți să puneți chiar și saplings, din câte știu eu. Luăm mâncarea, oricum stăm bine momentan cu mâncarea, nu-i problemă, dar uite că se lasă seara. Hai să facem un pat. Să faceți pat, puneți pur și simplu pe ce stă salteaua, da? Puneți pur și simplu lemnul pe care va sta salteaua și apoi lână deasupra. Și gata, avem pat, foarte fucking simplu. Punem patul jos și dăm click data, dar uite acum s-a făcut noapte, deci de acum ne putem culca. Și după cum vedeți, bum, e zi, foarte fucking simplu. Carnea noastră încă se arde, acum e dimineața, deci avem o grămadă de timp. În dimineața o să mergem, o să găsim un continent ceva, noi suntem ca fucking Columbă la. Merem să descoperim America, băjeții. Asta e să fac și ultima bucată de carne, să fim acolo pregătiți. Carnea asta o să ne ajungă câteva zile bune, vreo 3-4 zile probabil. Cert, dar sincer, nu m-aș prea duce în deșert. Dar, dacă acolo ne duce soarta, acolo mergem. Ce să-i facem, nu? Că merem în deșert, de ce să luăm sand de aici, nu? Cu click dreapta, pur și simplu dați click dreapta cu barca în mână pe apă, să se pună barca pe apă și după aceea cu click
click dreapta, intrați pe ea. Uitați, vedeți, ăla e Cole acolo. Tocmai am trecut pe lângă Cole. Oh, vedem sătuleț. Mamă, ce noroc avem. Wow, deci cel mai probabil voi nu aveți norocul care îl voi avea eu, că e destul de rar să te spawnezi lângă sat. Da, da, pe scurt, ce găsiți în satele astea? În satele astea găsiți săteni care, uite, iepurași, ce fain. În satele astea găsiți pur și simplu săteni care au tot felul de case, au ferme și așa mai departe. Ei lucrează pe la ei prin sat pe acolo, dar puteți să faceți trade-uri cu ei. Dacă găsiți emeralde, emeraldele, din câte știu, se găsesc doar în Extreme Hills Biome. No, bun, am găsit un sat în deșert. Și mamă, ce sat, uite, au aici grâu, au tot felul de mâncare. Hai să le furăm niște mâncare la sătenuții ăștia, că vom avea nevoie mai încolo să ne facem noi propria noastră fermă. Uite, asta arată a fi făcut. Bă, nu știu sigur dacă era făcut de eu, l-am luat anyway, că sunt nesimțit. Normal, după ce faceți așa ceva, vreți să luați câte puțin din fiecare să vă puteți face voi propriile grădini din chestiile astea. Și normal ar fi frumos, știi, să le umpleți înapoi aici, dar no, noi suntem scumbagi și nu facem asta. Salutare, oameni faini, ce faceți? Aici eu sunt Scaro, sunt un YouTuber, chică, sau încerc să fiu. Tu ce faci? Ce năsuc frumos ai? Dacă dai click dreapta, vezi ce vrea el, da? Dacă îi dăm 17 white wool, 17 bucăți de lână albă, el ne dă un emerald. Da, bineînțeles, noi n-avem lână momentan, n-avem ce face cu ea, n-avem nevoie. Uite, cactus. Dacă tot ai găsit cactus, orice chestie mai ciudată așa, dați, uite cum am găsit o cactus acum, da? Orice chestie mai deosebită descoperiți în timp ce explorați, luați-o cu voi, că nu știu niciodată când vă trebuie. Chiar dacă aveți 2-3 bucăți numai, luați-le și păstrați-le acolo. Ăsta e un foarte mare fucking turn. Hai să vedem ce e aici. De obicei iau chesturi aici sus. Numai că ăștia cred că sunt foarte săraci, oameni. Da, ăștia sunt foarte săraci și n-au nimic. Hai să coborăm. Băi, atât de mult îmi place texture pack-ul ăsta. Arată atât de fain blocurile. M-am îndrăgostit de texture pack-ul ăsta. Checkout eu este blacksmith, așa se numește, unde au lavă și de obicei au chest înăuntru, dar nu văd să aibă clădirea. Toate clădirile astea mici sunt degeaba, sunt goale. Acolo stau ei, acolo dorm ei, intră înăuntru și fac patul. Uite că mai au încă o grădină aici. Băi, ce de grădini, făinuțătulețul, dar au și fântână aici, uite ce fain arată. Dar nu văd un fucking blacksmith să iau și eu niște chestii din chestul ăla. Aici văd că au și o peșteră lângă casă de unde atacă zombie noapte. Uite, fier. Bun, am găsit fier. Asta e foarte important să ne facem unelte mai bune. No, aici eu nu mă duc, că n-am curaj. Arată interesant, dar n-am torțe. Aia e problema. Să vă faceți torțe, vă trebuie coal. Dacă nu găsiți nicicum coal, ce puteți face este, uite așa, vă puneți cuptorul pe jos. Bum. Vă puneți ceva să ardeți, da, de exemplu, vă puneți niște birchwood la ars și puneți deasupra tot birchwood și din voi ardeți lemnul și din lemn vă dă charcoal, da, vă dă o chestie din care voi puteți să vă faceți torțe. E aproape la fel, adică cred că e la fel de bun ca și coal, numai că evident e mult mai scump, adică trebuie să ardeți lemn pentru charcoal, iar apoi voi folosiți tot lemn să ardeți lemnul ăla, știi? Și nu e chiar cea mai combinație din lumea asta. No, așa vă faceți charcoal, iar apoi să vă faceți torțe, vă trebuie crafting table-ul, vă trebuie sticks pentru torțe, da, hai să faceți niște sticks, da, punem două astea în formă de băț, luăm niște sticks, luăm 16, să zicem, punem sticks-ul acolo, charcoal-ul îl punem deasupra, sticks-ul punem de desubt și ne dă fucking torțe, da, pentru fiecare charcoal folosit și stick folosit ne dă câte 4 torțe. Hai că noi avem 9 torțe, astea ar trebui să ne ajungă ceva. No, băi, fraților, o lăsăm aici, sper că ați înțeles ideea seriei acesteia. Nu știu, o să încerc să postez din seria asta în fiecare zi pe lângă alte videoclipuri normale de ale mele. Dacă vă place, dacă vă interesează, dacă ați vrea să continui, lăsați și voi un feedback, dați un coment, un like, spuneți în care e treaba, ce să fac, când să fac și cum să fac. Până atunci, eu mă bag la omul ăsta în casă și mă culc aici. Gata, asta e casa mea, șeful. Salut, salut. Ne punem patul. Așa, somn ușor. Avem și căsuță din prima noastră zi, suntem șefi. Dacă voi n-aveți căsuță, v-am spus, faceți-vă o peșteră în pământ, înconjurați-vă de dirt, intrați și stați acolo și eventual minați în jos până vine iară ziua. Bă, oameni faini, ăsta a fost primul episod, sper că v-a plăcut. Eu am fost Caro și am plecat. Pa, pa.